președinte, distinsă doamnă comisar, dragi membri ai Comitetului European al Regiunilor, doamnelor și domnilor. De ce este atât de important subiectul pe care îl discutăm astăzi? Pentru că viitorul Uniunii Europene depinde de viitorul politicii de coeziune. Pentru că această politică de coeziune este lipiciul care ține unită Uniunea Europeană. Discuția de astăzi răspunde și la întrebarea: ce fel de Uniune Europeană ne dorim în viitor? O Uniune Europeană în care inegalitățile, discrepanțele regionale să se adâncească? Sau o Uniune Europeană mult mai coezivă, un minim de standarde de calitate a vieții în fiecare colț al Uniunii Europene? Este adevărat, Statele Unite și unele state din Asia au rate mai mari de creștere economică decât Uniunea Europeană. Dar nivelul inegalităților este mult, mult mai mare. Și noi avem un nivel ridicat al inegalităților în Uniunea Europeană, dar incomparabil mai mici cu ceea ce există în alte părți ale lumii. De aceea, dacă dorim să evoluăm spre o coeziune politică, înainte de toate avem nevoie de o puternică coeziune teritorială, economică și socială. Democrația europeană nu se poate consolida în sărăcie. Ea se poate consolida numai acolo unde este prosperitate, nu acolo unde avem foarte puțini, foarte bogați și foarte mulți, foarte săraci, ci acolo unde avem o clasă de mijloc foarte puternică și consolidată cu acces la prosperitate. Acum, prin politica de coeziune trebuie să lămurim un aspect. Nu avem în Europa doar net contributori și net beneficiari. Avem net câștigători în Uniunea Europeană. Europa este marele câștigător al politicii de coeziune. Now I switch to English. What is our vision for the future of cohesion policy? And I will ask you using three letters R. Reinvention of cohesion policy, replacing the cohesion policy, or reinforcing the cohesion policy. Reinvention? No. We need to keep the cohesion policy and long-term investment policy a structural reform of our Europe. Replacing, and especially replacing with another instrument or extending the Recovery and Resilience Facility? No. We should learn from Recovery and Resilience Facility, but not replacing the cohesion policy with a mechanism or Recovery and Resilience Facility. This is the very elephant in the room. If we want to destroy the cohesion policy, then extend the RRF to the cohesion policy. We have to pay attention for that. The RRF is top-down mechanism. Cohesion policy is bottom-up. RRF is an emergency instrument. Cohesion policy is a long-term investment of the European Union. So we have to be very, very careful about this future debate about the future of cohesion policy. Now, reinforcing, of course, we must keep what must be kept. We must avoid what must be avoided and modernize what we must be modernized. So, very, very quick, what must be kept? A cohesion policy for all regions, multi-level governance, place-based approach, partnership principle, and the total cohesion policy budget after 2027 should be at least equivalent to the period 2021-2027. What must be avoided? The fragmentation of cohesion policy, the transformation of cohesion policy in the cash machine or in a deposit of money for other emergencies in the European Union. We need flexibility and cohesion, but inside of cohesion funds, not outside of the cohesion funds. And now, in the end, please allow me to thank you to the President Cordeiro for his excellent support. And as a president, he took the opportunity and to work together for this important topic for our European Committee of the Regions. And last but not least, to thank you to my expert Călihințea, Professor of Political Science and Public Administration in Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca, a well-known recognized expert in the field. And thank you to all of you, to our shadow rapporteurs, for your support. And last but not least, to the President, allow me to be 1 minute more. Thank you so much.